Cei trei copii dispăruți ai omului de afaceri Adrian Marțian au fost găsiți în Serbia, unde se aflau împreună cu tatăl lor. Anunțul poliției vine după ce copiii dați dispăruți în urmă cu 3 zile au apărut într-un videoclip împreună cu tatăl lor, cel care a și anunțat dispariția minorilor. Surse transmit că va exista un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele bărbatului. Astăzi, 17 octombrie 2024, am ajuns la tati după atâta timp. Vai, să vă mulțumesc, dar în sufletul vostru, mai îngerilor, cu morile lui tati. Cum a fost, mă, cu el, tati, mă? E tot plimbat în continuu ca Milionarul Adrian Marțian și cei trei copii ai săi au fost găsiți de polițiști în Serbia. Poliția română anunță că Raisa, Antonio și Rania se află în custodia autorităților sârbe în localitatea Nis. Cei trei minori au fost dați în consemn la frontieră după ce au dispărut de acasă. Tatăl lor, Adrian Marțian, avea interdicție de a se apropia de aceștia, iar poliția a deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate. Războiul părinților i-au prins la mijloc pe cei trei minori, Antonio, Rania și Raisa, de 7, 9 și 11 ani, care trebuiau să plece alături de personalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului chiar în ziua în care au dispărut de acasă. Autoritățile aveau ordin judecătoresc să-i preia pe cei trei frați. Ministrul familiei, Natalia Intotero, a oferit clarificări despre modul în care statul a fost implicat în cazul celor trei minori. Să știți că acest caz a fost atent monitorizat din prima clipă în care a ajuns în județul Hunedoara. Am acceptat să am o convorbire cu tatăl acestor copii, dar vă spun sincer, nu prea am avut cum să port o discuție civilizată. Deci am explicat acestui domn la vremea respectivă că nu pot să intervin peste o decizie definitivă și revocabilă a instanței. Ulterior, colegii de la DGASPC, când au văzut că mama nu a venit să facă mai multe eforturi să ia pe acești copii, au solicitat acea ordonanță prezidențială, documentul a fost emis, documentul a fost contestat de tată, colegii mei n-au mai putut să intervină până când nu a fost dat o sentință și, curios, sentința a fost dată în urmă cu 2 zile și înainte cu o seară de ziua în care s-a dat sentința, copiii dispăruseră. După ce vor fi aduși în țară, copiii vor fi preluați de DGASPC pentru a li se asigura protecție și consiliere.